Foarte rar se întâmplă să cumperi un produs ieftin, de la care să nu ai mari așteptări și să te surprindă în mod plăcut. E vorba de o boxă wireless pe care am cumpărat-o mai mult în impuls și de care credeam că nu am nevoie, în schimb a ajuns să-mi placă. Aici am două produse și la sfârșitul videoului o să vă spun cum puteți câștiga una dintre ele. E foarte simplu. Dar, înainte de asta, vreau să vorbim puțin despre boxă. E de la PowerAd, o firmă care, pe lângă asemenea produse, e foarte cunoscută pentru bateriile lor portabile. Sunt ieftine și sunt de calitate, ceea ce e mereu un lucru bun. Și, fără să vă mai rețin, haideți să vedem de ce ieftin nu e neapărat un lucru rău. Ok, să trecem repede de cutie. E un ambalaj simplu. Baterie de 500 mAh, care se încarcă între 1 și 3 ore. Avem codul produsului și i-am prins. Să vedem boxa. E primul lucru pe care îl vei găsi. Scoatem această folie. Mai avem acest carton în care producătorul ne mulțumește pentru alegerea făcută. Ne oferă câteva informații despre ei, contact și așa mai departe. Manualul de instrucțiuni. Aici, la ultima pagină, avem ceva interesant. Sunt reprezentate toate butoanele, fiecare cu funcția lui sau funcțiile lui, și puteți pune pauză să le vedeți pe toate. Mai avem ceva în cutie. Sunt două cabluri la care o să ajungem imediat. Unul de alimentare și unul dacă vrem să ascultăm direct, fără a conecta boxa prin Bluetooth. Acum, avem inscripționat PowerAd doar aici. Jos, butonul de on-off și un burete circular aici, împotriva vibrațiilor, dacă punem boxa pe o suprafață dreaptă. Butoanele, play, pauză, volum, plus, minus, fiecare cu funcții adiționale. Și avem posibilitatea de a răspunde apelurilor. Însă, microfonul mie mi se pare atât de slab, încât aș încerca să folosesc această funcție cât mai puțin. Portul de alimentare, unde folosim primul cablu. Nu e micro USB, dar nici nu cred că e nevoie. Și mai avem acest adaptor, un jack de 3,5 mm și unul mai mic. Cel mic intră în boxă și capătul celălalt în telefon, MP3 player sau orice altă sursă. Surprinzător sau nu, avem posibilitatea să folosim un micro SD direct în boxă. Copiezi muzica pe card, introduci cardul și dai play. Să o pornim. The Bluetooth device is ready to pair. Da, pentru cine nu s-a așteptat la asta, pe lângă micro SD, un mare plus din punctul meu de vedere, la care nu mă așteptam, vine și cu antenă radio incorporată. La fel, poți asculta radio fără a conecta boxa la un telefon sau în altă parte. Din butonul play pauză căutăm posturile de radio și am toate motivele din lume să nu fac asta acum. The Bluetooth device is ready to pair. De asta n-ai cum să scapi. Așa că revenim. Știu că mai scoate un sunet când e conectat cablul auxiliar, dar trebuie să fie și celălalt capăt în telefon. O să-l auziți voi. Putem conecta boxa și putem să o testăm. Pornim Bluetooth. Și în 2 secunde s-a conectat. The Bluetooth device is connected successfully. În momentul în care conectăm boxa, putem să vedem bateria telefonului, dar și bateria ei. Știu că e o funcție iOS, nu știu în ce măsură o găsim și pe celelalte telefoane, însă lăsați un comentariu dacă aveți mai multe informații. Vreau să ascultăm o melodie, aceeași melodie, și să alternăm între telefon și boxă, să vedem diferența, sau dacă sesizăm o diferență. Say that now, I'm coming. Say that now, we'll never be alone. Say that now.
Mie personal îmi vin în minte două cuvinte: ieftin și decent. Avem un producător cunoscut, o baterie ce se încarcă repede și ține destul de mult, plus antena radio incorporată, posibilitatea de a folosi un card microSD fără a conecta boxa la un telefon, și materialele din care este făcută, plastic respectiv metal, sunt de bun simț. Când zic ieftin, mă refer la faptul că vârful de gamă pentru boxele portabile poate atinge 300 sau 400 de dolari. Aceasta a costat o fracție din prețul menționat mai devreme și, dacă vrei să experimentezi într-un domeniu cu care nu ești neapărat familiarizat, e un început bun. În continuare, sunt de părere că atunci când vrei să cumperi un produs pentru prima dată, e foarte sănătos să te orientezi către o firmă recunoscută pentru ceva, care are cel puțin un produs față de care publicul a reacționat pozitiv. Astea fiind spuse, una dintre cele două boxe portabile poate fi a ta. Sunt 2 săptămâni și 3 pasi. Abonare la canalul de YouTube, like paginii de Facebook și un singur comentariu la acest video despre ce vrei tu. Vei găsi toate detaliile în descriere. După aceste 2 săptămâni, voi anunța pe pagina mea de Facebook și pe acest canal numele câștigătorului, pe care îl voi alege ca de fiecare dată în mod aleatoriu. Înainte de final, vreau să vă mulțumesc mult pentru abonare și până data viitoare, aveți grijă! The Bluetooth device is ready to help.